Bine v-am regăsit! Sunt Adriana Stoicescu și vă invit în câteva secunde să urmăriți Condamnații, emisiunea celor încarcerați. Veți asculta astăzi povestea unui sibian pe care afacerile de miliarde l-au adus la închisoare. A fost sărac lipit pământului, dar în scurt timp a ajuns să facă afaceri de miliarde. Acum se află însă în închisoare. Este un condamnat model. Cum a ajuns să fie deținut și ce face el de dimineața până seara, aflați imediat. Disperare, durere și o mare duritate sunt cuvintele despre care am spus de nenumărate ori că definesc cel mai bine comunitatea uitată de liniște și uneori de Dumnezeu a temnițelor. M-am obișnuit ca în această lume restrânsă să găsesc fel și fel de persoane, fiecare cu povestea lor, cu destinul lor și cu ghinionul lor. Am găsit dincolo de gratii oameni vinovați și oameni nevinovați. Am întâlnit destine frumoase, dar și unele îngrozitor de triste și de nedrepte. Am găsit definiția cea mai scurtă a durerii și a indiferenței. Aceste stări au amândouă același nume în ciuda semnificației: închisoarea. Bărbatul din aceste imagini a ajuns în lumea condamnaților în urmă cu 2 ani. A lăsat în urmă o viață de invidiat în care se bucura până la epuizare de împlinire, liniște și visare. Cândva, nu avea după ce bea apă. A ajuns prin muncă și o ambiție ieșită din comun să deruleze afaceri de miliarde de lei. Trecerea din lumea sa în lumea celor încarcerați a fost neașteptată. S-a chinuit să demonstreze că nu a vrut să înșele pe nimeni. Este un familist convins pe care depărtarea de ai săi îi ucide puțin câte puțin sufletul. Tânjește cu o disperare plină de demnitate după libertatea lui de altă dată. Se află în închisoare pentru prima dată. Nu-i vine să creadă că a ajuns să aibă statut de condamnat. Sentința primită l-a îmbătrânit înainte de vreme. Sufletul, dar și mintea, i s-au gârbovit. A încercat însă să țină pasul cu mentalitatea și apucăturile lumii în care a intrat. Își dorește să apuce ziua în care va fi din nou un om liber. O persoană care să simtă aerul renașterii. Până atunci trebuie să respecte regulile vieții de condamnat. Cum ați ajuns aici? Povestea, dacă o luăm de la început, e cam lungă. Sunt de meserie dulgher. Am lucrat la Sibiu, pe la Slimnic, la biserici, am construit biserici din fundație, cu o echipă mai mare. După ce am promovat, am venit de la armată, mi-am făcut un PFA, persoană fizică autorizată. Am văzut că merge firma, că merge treaba. Am luat un om doi lângă mine, am făcut o echipă mai mare, nu mai puteam lucra la negru, Asta e să fac o firmă. Între timp am și căsătorit, am avut nuntă în 2005. Mi-am făcut o firmă, eu și cu soția, Nicor Construct, adică Nicu Corine am pus numele la firmă, cum ne-am gândit noi mai bine. Am început cu firma. Noi amândoi, 50-50, a venit fetița pe lume și am început încet, încet. Până am ajuns pe la 140 de muncitori, în 2006. Era turnul ăla imobiliar, se construia foarte mult, toată lumea venea din Germania, din Spania, pe unde lucrau cu bani, era nevoie mare de locuințe, de... O mers bine. Ne-am mutat la Sibiu, birouri, firmă mare, utilaje multe, oameni mulți. Cum se întâmplă? Birocrație multă, acte multe. 2007 a mers foarte bine, 2008 a început să cam scârție treaba cu construcțiile, cu criza, nu mai aveau oamenii bani, nu mai vreau să cumpere apartamente, că poate scade prețul, că poate scade
Eu, în momentul ăla, eram foarte... Nu mă puteam opri. Aveam materiale luate, că lucram cu materialul meu de la diferite firme din Sibiu, sume foarte mari, de ordinul miliardelor, aveam prin contract. Nu la oricine permite o firmă să-i dea materiale, de exemplu, de 7 miliarde, cum aveam eu cu o firmă din Sibiu, contract. La termene respective, 30 de zile. Eu, având lucrări în derulare, beneficiarii la care lucram, deci eu nu mai executam lucrări, nu și vindeam apartamentul la... Deci nu mai executam la beneficiare. Serii de firme, hale, tot felul de lucrări foarte mari. O veni criza, cum vă spun, oamenii nu mai... au început să nu mai cumpere beneficiarii la rândul lor, nu au mai putut să mă plătească și am ajuns într-un blocaj foarte mare, financiar. Odată cu blocajul ăsta am intrat cu firma în CIP, mi s-au blocat conturile, n-am mai putut să îmi plătesc biletele la ordin, doar bilete la ordin am avut. Deși puteam să iau teancuri întregi de file de cec, îmi permitea banca, vedea rulajele mele, au ajuns undeva la 80 de miliarde. Rulat numai prin bancă, plătit către 120 de firme care m-au avut activitate. Să vede tot pe acte, nu... Oamenii ne mai putând să le plătesc, s-au dus, au făcut plângeri la poliție. Pentru șelăciune. La domnii de la poliție nu au văzut în spatele meu cât am plătit eu la respectivele persoane. Deci eu poate le-am plătit 5 miliarde și a rămas un rest de plată de 200 de milioane. Și pentru ele 200 de milioane mi-au făcut plângere, că s-au adunat, s-au făcut un dosar mare din toate, cu niște persoane fizice iară. Eu nu mai putând să mai, pe ultima sută de metri, atunci am început să mai iau bani de la unul, de la altul, cu dobânzi, cu tot felul de chestii. S-a ajuns într-o situație foarte delicată. Aceasta este, pe scurt, povestea lui Nicolae Libician, un sibian care nu a crezut vreodată că va ajunge în lumea celor fără de Dumnezeu. În timpul ăsta, din 2008 până în 2012, când am fost condamnat, am achitat aproape integral tot prejudiciul. De unde am putut, am mai lucrat în continuare și am tot astupat din... Am mai dat ce am mai avut, am mai vândut, am făcut cum am putut. Și nu s-a putut, că nu era cum e acum, cu nou cod, cu împăcarea părților, la înșelăciune și nu s-a putut, nu ne-am... Am ajuns în instanță, care în prima fază la Sibiu am primit 6 ani cu executare. Când am primit 6 ani, eu nu știam măcar ce înseamnă 6 ani de pușcărie, dar pentru ce? Că niciodată nu mi-a dat prin cap să înșel pe cineva. Eu dacă vreau să înșel pe cineva, cred că înșelam de atâta credibilitate aveam și atâta se bazau oamenii pe mine. Am ajuns la 140 de muncitori, plus alții care erau în întrepriză, mașini. Pe unde mergeai prin Sibiu, numai Nicor Construs scria pe toate lucrările. Toată lumea a rămas... Ecute. Și așa am stres mare, probleme cu toată lumea. Te căuta toată lumea pe acasă. Am ajuns să iau și bătaie. Eu... Am pus cineva o film, niște recuperatori de ăștia. Am oprit, mă electrocutat cu 2 electroșocuri de alea, m-au dat cu bastoanele până m-au zăpăcit.
Despre Nicolae nu se pot spune prea multe. Se descrie lumii cu o tristețe și cu o disperare ieșită din comun. Spune plin de disperare că este un om simplu și muncitor. Pe Nicolae l-am întâlnit în închisoarea de la Bârcea Mare. De cum îl vezi, îți dai seama că este un bărbat care nu are nimic în comun cu ceilalți deținuți. Este un simplu condamnat încarcerat. A fost trimis pentru reeducare. Se află printre hoți mărunți și criminali sadici, spune el, de prea multă vreme. I-a fost foarte greu să înțeleagă lumea în care a intrat. Este de felul său o persoană pașnică și visătoare. Nu s-a dat niciodată în lături de la muncă. Adoră să cunoască noi provocări. A strâns în existența lui de 39 de ani amintiri de tot felul. Unele mai frumoase decât altele. Are și momente care i-au înnegurat privirea și pe care cu greu le va uita. Știe că întâlnirea cu pușcăria nu va putea să o uite vreodată. Cum a fost ziua în care ați intrat pe partea închisorii? Ce să zic, am crezut că a căzut cerul peste mine, așa. Mai ales când am văzut, când eram în ușa celulei, când trebuia să intru primii pași în celulă. Mai erau doi deținuți așa în celulă și parcă vedeam așa cei că sunt undeva în fundul pământului. Era așa o chestie, cum eram și derutat, cum... Da. Am fost tare, am fost cu sprijinul familiei, cu sprijinul apropiaților care mă cunoșteau destul de bine. Încet, încet am trecut, că n-ai ce face. Cu ce v-ați acomodat cel mai greu aici? Cel mai tare m-a durut de familie și de copii și de nu știam ce o să se întâmple pe parcurs cât o să stau eu aici, nemai având și să-i mai protejeze, la ei mă gândeam cel mai mult. Asta cred că e o treabă care pe mulți îi macină. Cum a reacționat familia când a auzit că trebuie să veniți la închisoare? Deci nu pot să vă descriu ce a fost la mine în casă când s-a întâmplat lucrul ăsta, când efectiv am văzut pe internet. Mi-au mânat cu 2 săptămâni pronunțarea și am venit chiar de la muncă să iau masa, știam. Și mi-am zis la nevastă să uită pe internet, să uita, zice, nu-i nimica. Mi-a pus farfuria în față și ea s-a dus iară la internet, pe 5 minute. Și când s-a uitat, deja a văzut. Deci a fost... A zis că poate nu e adevărat, poate nu. A sunat avocatul, zice, stai un pic să verific, o verificat, zice, da, 4 ani cu executare. Și soția a primit 4 ani cu... sub control judiciar, sub... Cu suspendare. Cu suspendare, da. Așa își amintește ziua în care a intrat în duritatea lumii celor încarcerați. Și cum a fost ziua aia? Ziua aia a fost... Nu o doresc la nimeni, nici nu vreau măcar să aud de la cineva așa ceva. Deci familie care n-am auzit eu, nici din familia nevastă mea, nici din familia mea, să fi făcut o zi de pușcărie. Nu știu, și aveam o părere așa, venea unul la mine să-l angajez, că o lucra la pușcărie sau așa, parcă era, îmi părea dubios așa, îi urmăream toate mișcările, credeam, nu știam nimica de pușcărie, ce se întâmplă aici, cum sunt oamenii, ce fac ei aici, nu aveam nicio... Ce reprezintă închisoarea acum pentru dumneavoastră? Deci eu pot să spun că pentru mine eu am învățat foarte multe. Mi-a deschis o nouă cale.
după ce ies afară, știu cum să iau fiecare lucru și să mă gândesc înainte la tot ce fac. De 3 ori până să iau o decizie. Aici trebuie să te gândești că nu se compară câți bani ai face sau câți bani nu se compară să vii să stai o zi sau o săptămână sau un an aici pentru bani sau pentru o ceartă sau pentru că aici mulți ajung așa de nici nu dau seama. De ce? Ai făcut un pas greșit și ajungi aici și aici te blochezi. S-a oprit timpul. V-a învățat ceva închisoarea? Pe mine personal foarte multe și cred că mai sunt o grămadă pe care învață foarte multe, dar fiecare cum înțelege. Aici diferă de la om la om. Fiecare cum își înțelege și din ce clasă socială vine și ce gânduri are el pentru viitorul lui și pentru familia lui. Deci eu cum mi-am chinuit eu familia, e, nu știu, să vină de la atâți kilometri cu fetița și cu... Plus de asta, nevasta a fost obligată să se angajeze. Când a luat primul salar, deja nu știu câte opriri au avut pe salariu. Lucra vreo 7-8 luni de zile cu 3.300 de lei. Tot felul de chestii, de la cum am fost cu firma, cu... Și dacă n-ai un sprijin, noi nu... Efectiv, nu suntem oameni pentru să înșelăm pe cineva. Toți care au venit în instanță, da, ne-am împăcat, tot în regulă, chiar dacă n-am avut bani, am dat altceva sau am încercat să, acum după 1 februarie, cum a fost cu intrarea codului, cu legea mai favorabilă, iar am încercat din nou, am făcut alte acte, ne-am prezentat iar la instanță, totul în regulă, dar nu vă putem aplica legea mai favorabilă, că e pedeapsa mai mică față de încadrarea care e acum pentru înșelăciune. Pentru Nicolae, zilele de închisoare se scurg cu mare greutate. Are senzația câteodată că timpul la închisoare stă în loc. Are în acele clipe discuții interminabile cu mintea sa și cu Dumnezeul sufletului său. S-a întrebat de nenumărate ori de ce soarta l-a adus în închisoare. Se gândește uneori că are multe păcate de ispășit. Știe că va veni ziua în care va ieși definitiv pe poarta închisorii. Ziua în care el va trebui să-și ia viața de la zero. Va trebui să ia startul unei noi existențe. Va fi martorul unui alt început. Aici v-ați împrietenit cu cineva, v-ați apropiat de un alt deținut? Comunicați mai ușor cu... M-am împrietenit, pot să zic așa, cu cei care sunt tot așa cam de competența mea, care pot să ai o discuție cu ei. Că degeaba, sunt mulți de noi ce discuta cu ei. Vorbesc numai de pușcărie, numai de ce-au făcut pe afară, de... Abia aștept să ies să mai bubui ceva. Nu pot să discuți cu oricine. Aici sunt oameni de toate categoriile și oameni ca lumea, care mulți n-ar trebui să facă pușcăria asta. E destul dacă faci câteva luni, 5 luni, să dea maxim. Să de ajuns că ori faci o lună, ori faci 2 ani, tot așa, dacă care îi să înveță ceva, învață. Care nu poți să-l ții aici când ia să tot aia face. Întâlnirea cu închisoarea l-a marcat pe Sibianul muncitor. Nimeni din familia sa nu a avut vreodată probleme cu legea. Nu și-a imaginat vreodată că există o astfel de lume. Nu a crezut vreodată că poate trece de la disperare la înțelegere într-o clipă. Nu și-a imaginat că într-o singură secundă poate plânge și râde.
A trăit aceste stări în pușcărie. S-a adaptat însă repede. A învățat din mers regulile scrise și nescrise ale temniței. Cum poți să faci față răutății din închisoare? Să eviți anumite discuții, anumite întâlniri. Îți cauți prieteni de care poți discuta, care vezi că oameni calmi, oameni liniștiți, discuți de anumite chestii. Fiecare, chiar dacă vezi că aici oamenii sunt foarte, în general, sunt foarte stresați așa de, na, de situațiile ce le au pe acasă sau de mediul în care se află, sau fiecare și foarte repede poate să izbunească un conflict sau din orice chestie. Nu? Credeți că veți avea probleme în momentul în care vă veți elibera? Pentru că ați făcut închisoare? Veți fi privit altfel? Deci, asta am văzut-o, că am beneficiat de două permisii și de asta mi-a fost frică cel mai tare. La prima permisie chiar s-a nimerit un botez în familie și acolo chiar m-am întâlnit cu majoritatea rudelor, dar impactul a fost foarte bun. Deci dacă oamenii te cunoaște efectiv și știe exact ce ai făcut afară și ce om ai fost și cum te-ai comportat și cum... Eu zic că nu, foarte mult nu se schimbă situația. Oricum, ei poate aparent așa vorbesc, ce mai faci, așa, dar tot să uit un pic, că nu știu ce e aici, zice, totuși ăsta a făcut ceva, ăsta nu s-a dus degeaba la pușcărie. Care sunt cele mai grele momente în închisoare? Cele mai grele momente sunt când îți vine familia la vizită, când, de exemplu, începe școala și nu te poți duce în prima zi de școală cu copiii la școală, te sună tati, întrebe ceva, nu poți să faci nimica. Când nu poți să ajuți familia sau o rudă apropiată sau... Atunci te simți așa de... Nu pot să descriu sentimentele care... E foarte greu. După ce vă veți elibera, credeți că veți uita perioada asta în care a stat aici? Nu. Asta nu poate să uite nimeni, eu zic. După cum ați auzit, Nicolae vine dintr-o lume care nu a avut de-a face vreodată cu ilegalitățile, cu minciunile și cu răutatea. Provine dintr-o lume decentă de oameni care și-au câștigat pâinea doar prin munca cinstită. O lume în care a făcut o greșeală de neiertat. Și-a asumat cu responsabilitate și înțelepciune faptele comise. S-a împăcat cu destinul său și a tras învățămintele de rigoare. Este convins însă că locul lui nu era la închisoare. E greu să lucrez cu oamenii? Cu oamenii cel mai greu să lucrezi. Eu având de experiență și de afară. E foarte greu să lucrezi. Și cu doi oameni. Dacă îi ai tăi și cu aia doi, e foarte greu. Eu multe le-am pățit și din lucrul ăsta cu oamenii. Că n-am mai putut să-i controlez. Au fost foarte mulți și din ce au fost mai mulți, din ce tot mai mult m-am dus în jos. Societatea ce ar trebui să știe despre locul ăsta? Aici se schimbă viața. Și o spun asta și din propria experiență și din multe alte cazuri care le-am auzit și le aud în continuare aici. Foarte mulți oameni cu familii își pierd familia. Divorțuri, tot felul de... Că asta este, așa se întâmplă. Îți pierzi libertatea. Îți pierzi multe, care
când ieși afară și aude că ai fost aici, deja se întoarce invers omul care nu te cunoaște. De ce vă e cel mai tare dor de afară? Păi nu știu dacă... Asta dacă o să întrebați 500 de persoane de aici, o să vă răspundă la fel. În primul rând familia, în al doilea rând de muncă, de un hobby dacă l-ai, care îți place, sau... Și libertatea asta, care viața e scurtă. Și nu are rost să ți-o petreci în felul ăsta. Când are ceva timp, visează cu ochii deschiși la ziua eliberării. Uneori se ceartă în prag de seară cu umbrele trecutului său. Știe că va veni o vreme când va putea închide aceste amintiri undeva unde numai el să aibă acces. Va veni o vreme când va putea privi cu detașare în trecutul lui. Ce părere aveți despre cei care au făcut de două ori, de trei ori, patru ori închisoare? Deci ăștia, nu știu, e o problemă foarte, foarte mare cu ei. Cred că ei deja, hai ca a doua oară, să mai întâmplă cum se mai întâmplă, dar deja când apare a treia oară, a patra oară, a cincea oară, am auzit și cu șapte, opt, deja nu știu ăștia cine ar mai putea sau unde, în ce program ar trebui băgați, monitorizați. Deci ei ar trebui, nu știu, trebuie gândită treaba foarte bine cu ei, e deja pierdut. Ei vin aici, am auzit că au ieșit de aici, au ajuns până în gară, deja acolo primul care l-a prins, pac, i-a luat portofelul sau ce Dumnezeu i-a luat, seara era deja arestat. Deci ăștia, nu știu, ăștia trebuie monitorizați, trebuie... De fapt, toți care iasă de aici, ar trebui monitorizați. Chemați, stați de vorbă, ce faci, ai de lucru, cum ești cu familia, mai chemați și unul de lângă el, un membru de familie, sau cu cine ești prieten, cu tare, unde ai fost să ai la bere. No, mâine lasă-l chem și pe ăsta, să vedem cam ce faci tu, cam cum te... Unde ai fost asta, la ce lucru ai fost? Nu că îmi spui tu mie că ai fost la lucru. E vremea aducerilor aminte și a serilor în care vremurile de altădată îți răvășesc sufletul și trăirile. E vremea târzie de decembrie în care prezentul încearcă să te reinventeze din amintiri. E timpul concluziilor pertinente într-o lume a încercării. Gândurile se dezgheață, iar sufletul începe să vibreze a libertate. Trăirile dansează frenetic, iar dorul este de neoprit. Pe tânărul din imagini l-am întâlnit în închisoare de la Arad. Sinceritatea și modul lui de a vedea viața sunt adevărate lecții de destin. Acest bărbat nu a furat, nu a tâlhărit, nu a omorât și nici nu a înșelat. Are de copil o pasiune, calculatoarele. E greu la închisoare? Foarte greu. De ce spui asta? Din multe motive, condițiile... Tot. Departe de familie. Dar ce condiții sunt? Adică, nu știu, ce te așteptai să găsești aici la închisoare? Nu mă așteptam. Na, știam din auzite, dar realitatea, ca de obicei, e mult mai dură. Când ajungi să te confrunți cu anumite situații și... Na. Ești privat de libertate. Bine nu poate să fie. Dar ce inclusiv... Zi. Mâncarea și tot. Ce-ai făcut de-ai ajuns aici? Păi, dacă e să o iau după rechizitoriu, am accesat fără drept sisteme informatice. NASA și așa mai departe. Și concret ce-ai făcut? Asta am făcut. Am accesat fără drept anumite servere. Și pe ce servere ai intrat? Mai multe, nu știu, că... Nu le știu pe de rost. Nu
Da. Dar de ce ai făcut chestia asta? Căutai ceva anume sau ai vrut să vezi pur și simplu cum e? Păi, având în vedere că e o faptă, din câte se spune în rechizitorul din 2003, eram și eu un puști atunci, ca să zic așa, nu eram prea copt la minte. Nu am ce am în ziua de azi în cap. Între timp mi-am făcut familie, copii, loc de muncă și așa mai departe. La vârsta aia aveam și eu în cap ce au toți tinerii, distracții, chefuri și așa mai departe. Anturaje. Dar odată ce ai intrat pe acele servere, nu știu, ai folosit informațiile pe care le-ai găsit acolo? Nu am folosit nicio informație, nu cred că există. Sunt niște calculatoare, cum au toți oamenii acasă, nu-i ceva, cel puțin asta mi s-a părut mie. Nu pot să zic că am văzut ceva, wow. Nu e cum se spune la TV sau cum se vede în filme. Nu e ceva extraordinar. Dar tu poți să, nu știu, să poate spune despre tine că ești un as al informaticii? Nu trebuie să fii un as ca să faci așa ceva. Trebuie să ai niște cunoștințe anume despre așa ceva și cam atât. Nu trebuie să fii vreun geniu. Cum a fost când ai auzit că trebuie să fii la închisoare? Păi am primit vestea, ca să zic așa, a fost o chestie de moment. Nu mă așteptam, pentru că nici în ultima zi nu mă așteptam să vin după atâția ani pentru așa ceva la pușcărie. Am primit vestea pe moment, a fost un șoc clar. Soția, copiii plângeau în casă că nici ei nu realizau pe moment ce se întâmplă. Și au venit doi oameni de la poliție, mi-au prezentat hârtiile și au zis că trebuie să mă ducă pe arest. Aceasta este pe scurt povestea venirii la închisoarea bărbatului. Ghinion sau pur și simplu neșansă, nu pot să vă spun. Este un familist convins, un om care crede cu tărie în învățăturile bisericii și ale comunității din care face parte. Simplitatea sa și necunoașterea l-au adus pentru ani buni în temniță, ani de tăceri interminabile și de întrebări fără răspuns, timp de evaluări și de bilanț. Numele lui este Ion Marius Cebuc și este de fel din Caransebeș, o zonă cu gugulani muncitori, unii neiertători poate. Are 31 de ani, este încarcerat de aproape un an, are de ispășit o pedapsă de 4 ani de detenție. Cum a fost prima noapte pe arest? Foarte grea, urâtă, imposibil de imaginat. Nici măcar cele mai frumoase povești despre arest sau pușcărie nu poate să te pregătească pentru așa ceva. Urât. Ce anume era acolo? Tot. În primul rând, impactul cu mediul închis. Știind că ai de executat o pedeapsă, știind că nu o să mai vezi familia o perioadă îndelungată de timp și... Da, faptul că ești privat de libertate. Faptul că nu mai poți face nimic pentru cei de acasă. Și gândurile cel mai mult te doboară în astfel de momente. Tu știai ceva de închisoare înainte? Știam din auzite, dar nu mare lucru. Afară se vorbesc multe, multe din ele sunt aberații, bineînțeles. Nu are nicio legătură cu ce e aici, de fapt. Dar ce auzisești tu afară despre închisoare și ce ai găsit concret aici? Faptul că... Mulți sunt violați, bătuți de alți deținuți sau chiar de cadre. Chestii de genul, că se droghează, că... Na, tot felul de nebuneli. Într-adevăr, nu e chiar așa, dar nici roz nu e. E ca la pușcărie, cum să vă spun. Tu după cât timp te-ai obișnuit cu închisoarea? Să zic aproximativ 6 luni. Pentru că încă mai ești legat de ce a fost afară, de familie, de obiceiurile care le aveai afară. Aici trebuie să le sistezi cam pe toate, nu poți să ai aceleași, nu știu, obiceiuri zilnice care le aveai afară.
Ce obiceiuri aveai tu afară? Păi, în principiu muncă, că trebuia să-mi întrețin familia și în mare parte petreceam timpul cu copiii, cu soția, cu prietenii mai rar, că, na, înainte să ajung la pușcărie, născuse soția, fetița avea 6 luni când am fost arestat și cea mai mare parte mi-am dedicat-o lor, numai ei. Dar înainte, na, aveam fel și fel de activități, paintball, mai mergeam la un biliard cu băieții, cu, na, puținii prieteni care mi-am selectat eu. Dar tu ce lucrai afară? Ce munceai? Păi tot legat de calculatoare, făceam pe cont propriu asistență, na, legat de calculatoare, asamblări și așa mai departe. Colaboram cu tot felul de persoane care aveau, na, care aveau nevoie de ajutor în privința asta, IT-ul. În închisoare, Marius a învățat ca pe tatăl nostru smerenia și resemnarea. A învățat să tacă indiferent de situație. A înțeles că înțelepciunea este ca și o mină de aur. A conștientizat că trebuie, uneori, să se amuze de lucruri mărunte și dureroase. A învățat să se controleze și să-și controleze reacțiile. A învățat să-și asculte gândurile ce-l fac de multe ori să lăcrimeze. Ți-a reproșat ceva familia? Nu. Nu, pentru că și ei, ca și mine, mă consider, nu pot să zic nevinovat, că n-am susținut că sunt ușă de biserică sau ceva de genul, dar, să zic așa, acuzat de altceva, ceva ce n-am făcut eu. Dar tu cât de vinovat te consideri? 1%. Știu poveștile cu camerele nevinovați și tot felul, că toată lumea e nevinovată, nu. Chiar am motive bine întemeiate să... Din cauza asta nici n-am mers pe recunoaștere la pe durata procesului, pentru că n-am... Nu mi-a permis conștiința să recunosc ceva ce n-am făcut. Da, n-am fost ușă de biserică, cum am mai spus, dar nici să recunosc ceva ce... Dar ce trebuia să recunoști? Păi, în primul rând, pentru reducerea pedepsei, nu eu... Articol 320, indice 1, ceva de genul, care ușurează pedeapsa dacă îți recunoști fapta integral, nu parțial. Toată fapta. Cum ar veni, cam accesat și așa mai departe. N-am putut să fac asta și nici nu o să fac niciodată. Nu pot să admit ceva ce, ca și cum un prieten din anturajul meu i-ar da la unul în cap și trebuie să zic eu că eu i-am dat în cap la persoana aia și n-am putut să fac ceva, nici n-o să fac. Tu câte școală ai? Profesională terminată. Din motive personale. Așa m-am gândit eu la vremea respectivă când am terminat, că e destul, n-am nevoie de mai mult. Tu ce lume ai întâlnit aici în închisoare? Rea, foarte rea. Ei, gândiți-vă că aici e de a ajung oamenii la închisoare, nu de bun. Nu cred că ajunge nimeni de bun. Normal. Răutate, violență, invidie, ură. Nu a reușit în lunile ce au trecut de la încarcerare să se obișnuiască la închisoare. Îngrădirea și depărtarea de familie parcă l-au lăsat fără respirație. Povestea venirii lui la pușcărie trebuie ascultată. Este povestea multor tineri pasionați de calculatoare. Ai reușit să-ți faci prieteni aici? Nu, am în cameră cu mine colegii mei de prieteni de fapt. Suntem mai mulți. Și sunt ei doi care am copilărit împreună, ne știm de afară și atât. Nu ai cum să-ți faci prieteni, ar fi, nu știu, e ca și o iluzie optică. Nu ai cum să, nu există prieteni aici. Cunoștințe, poate, dar nici măcar. Că azi ești aici, mâine ești la altă pușcărie și așa mai departe. Tu cum ai fost primit aici? Din punct de vedere al cadrelor, foarte bine, pot să zic că sunt...
toți super, super ok. Nu știu, din punct de vedere al deținuților, am avut destule probleme la început. Dar cum trebuie să fii la închisoare ca să-ți fie cât de cât bine? Ca un lup singuratic. Să-ți vezi de patul tău, de masa ta, de farfuria ta. Să nu te bagi unde nu-ți fierbe oala, cum s-ar zice. Să-ți vezi de treaba ta. Așa e cel mai bine și în modul ăsta nici nu o să faci probleme cu nimeni, nu deranjezi pe nimeni. De fapt, despre asta e vorba. Să aduce aminte când erai copil, ce-ți doreai să faci în viață? Nu știu, eu sunt cu calculatoarele de copil, așa că tot ceva în domeniul IT, clar. Am avut și firmă cu așa ceva. Dar cum ți-ai descoperit pasiunea asta pentru IT? Un grup de prieteni. De la ei am învățat. Niște oameni super, super ok. Nu erau cu alcool, cu țigări, cu... Erau oameni la locul lor. Mai în vârstă decât mine, ce-i drept. Dar erau foarte, foarte buni în asta și oarecum m-a atras și pe mine. Am început să am o pasiune pentru calculatoare. Așadar, Marius este un lup singuratic, un om care nu este convins că locul lui era la închisoare, un alt român care spune că justiția l-a judecat mult prea aspru, este un bărbat care a fost smuls cu brutalitate de lângă familia sa, este un condamnat care își visează libertatea zi de zi. Te-ai gândit ce vei face după ce te vei elibera? Ce am făcut și înainte, n-am ce să schimb din ceea ce făceam, pentru că era totul ok. Să-mi văd de familie, de copii. Am doi copii. Soția, încă e ok, totul, relația. N-am niciun motiv deocamdată să schimb ceva din ceea ce făceam înainte, pentru că nu făceam nimic rău. Nu umblam în anturaje sau grupuri infracționale sau mai știu eu ce, sau cu droguri. Sau... Aveam o viață normală, deci n-am ce să schimb. Cât de mult crezi că te va afecta în libertate faptul că ai făcut închisoare? Crezi că vei avea probleme? Mă va afecta din punct de vedere al familiei, în rest. Nu prea are cu ce să mă afecteze pe mine. Nu am o faptă gravă, ca să zic așa. Nu știu, din privința faptei pe care o am, prietenii mei au rămas aceiași, care aveam afară. Familia e aceeași, se comportă la fel cu mine, mă susține, mă ajută. Nu-i... Părinții tei cum au reacționat? N-au zis că trebuie să vii la închisoare. Am plâns, normal. Nu-i ceva ce poți să digeri ușor. E nevoie de ceva timp să treacă ca să poți să accepti situația de fapt. Care este primul lucru pe care îl vei face când te vei elibera? O să-mi iau copii în brațe, o să stau cu familia. Altceva nu-mi doresc. Dacă, Doamne ferește, te aduce viața din nou aici? N-are cum. Sunt... Nu știu. Am trecut prin multe grele în viață și am învățat și din bune și din rele și nu prea cred. Numai dintr-o greșeală. Mulți ajung dintr-o greșeală la pușcărie. Nu toți ajung pentru crimă sau mai știu ce. Se întâmplă. Dar în principiu nu cred că o să mai revin. Știe că orice ar face, în ochii unora va rămâne după eliberare mereu bărbatul care a făcut pușcărie. Va fi pușcăriașul. Mai știe însă ce fel de om este. Este condamnatul care va demonstra că venirea lui la închisoare a fost o greșeală. Este bănățeanul care a învățat, de-a lungul timpului, să-și țină în frâu trăirile. A moștenit de la părinți simplitatea și bunul simț, stări care dau mândria omului din Banat. Este inteligent și inventiv. Este pregătit să o ia de la zero când se va elibera. Este pregătit a privi lumea în ochi și a spune ce gândește. Tu ai să-ți reproșești ceva? Nu prea. Nu. Legat de că sunt la pușcărie, probabil faptul că
mi se iau parte din viață în care aș fi putut să fac ceva pentru copii și pentru familie. Având în vedere că eram singurul întreținător, îmi ajutam și părinții și tot. Și atât am de reproșat, că nu mai sunt lângă ei să fac ceva, mai ales copiii sunt mici, dar în rest n-am regrete. Tot ce am făcut cu cap. Dă-mi o definiție a închisorii. Loc rece, urât, condiții, nu știu să folosesc un cuvânt mai frumos, condiții penibile. Nu este un loc în care ți-ai dori să vii sau să te întorci. Cel puțin eu nu văd niciun motiv pentru care un om normal cu capul pe umeri ar vrea să vină aici sau să se întoarcă aici. Marius și Nicolae, două destine de la care oricine are de învățat. Două vieți ce s-au reinventat în lupta supraviețuirii din lumea condamnaților. Ai un mesaj pentru cei de afară? Să-l luadă de treaba lor și să facă tot posibilul să nu ajungă aici. Pentru că e foarte, foarte aiurea. Destine ce nu vor putea uita vreodată, închisoarea. Am crezut că o căzut cerul peste mine, așa. Mai ales când am văzut, când eram în ușa celulei, când trebuia să intru primii pași în celulă. Mai erau doi deținuți așa în celulă și parcă vedeam așa cei că sunt undeva în fundul pământului.